Satul Eibenthal a fost înființat în anul 1827, în timpul celui de-al doilea val de colonizări cu cehi. Aici, încă din cele mai vechi timpuri, exploatarea lemnului și mineritului au fost principalele surse de venit. Din cauza condițiilor economice, populația s-a diminuat considerabil, însă acest lucru nu i-a determinat pe săteni să renunțe la tradițiile și la modul de viață care i-a consacrat. Localnicii nu au uitat să se distreze, organizează o serie de evenimente importante. Cele mai cunoscute sunt Festivalul de Muzică Cehă Contemporană și Festivalul Banat. Ambele sunt organizate la sfârșitul lunii august. La eveniment iau parte o serie din trupele din Cehia, Slovacia și Polonia. Festivalul Banat se desfășoară sub un slogan, în România ca și acasă. Din cauza administrației locale, tinerii au luat drumurile străinătății pentru a-și găsi un loc de muncă. În prezent au mai rămas aproximativ 300 de localnici, iar media de vârstă este undeva la 70 de ani. Puținii oameni care au mai rămas în sat ne dau speranță că putem construi o societate mai bună pentru generațiile viitoare. La Eibenthal încă nu se fură. Cei care doresc să cunoască tradiția și istoria, dar și să vadă pasajul, pot veni la Eibenthal, situat la 7 km distanță de drumul principal.